Temperaturile caniculare și rafalele de vânt anunțate pentru perioada următoare reprezintă o combinație periculoasă în ceea ce privește producerea incendiilor. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea trag astfel un semnal de alarmă. Având în vedere informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 23-24, în care se anunță vreme caniculară, vrem să le reamintim cetățenilor că în perioadele de secetă prelungită și caniculă, arderea miriștii și vegetației uscate este interzisă. Pompierii au început deja controlele printre proprietarii de terenuri. Sunt ajutați și de edilii din localitățile constanțene prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul fiecărei primării. De asemenea, încercăm să le aducem aminte cetățenilor că arderea miriștii și a vegetației uscate fără respectarea legislației în domeniu, în scopul preîntâmpinării acestora la vecinătăți, este sancționabilă, sancțiunea fiind cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Cei care dau foc intenționat trebuie să știe că riscă amenzi usturătoare pentru încălcarea prevederilor legale în ceea ce privește incendierea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile. Ei riscă să scoată din buzunare între 1.000 și 2.500 de lei.